Salutare! Adi sunt și următoarele momente te invit să le petrecem împreună. Toată lumea le spunea spiridușele, dar nu pentru că erau mici de înălțime. Cele 7 fete își dobândiseră porecla când au început să joace basket împreună în școala primară. La sfârșitul gimnaziului erau cele mai bune prietene și nucleul cele mai bune echipe din oraș, făcând curând din mica echipa liceului lor campioană statală. Iar spiridușele erau peste tot împreună, în curtea școlii sau în afara ei. Se îmbrăcau, vorbeau și își aranjau părul la fel. Toți cei pe care îi plăceau ele erau populari, toți cei pe care nu îi plăceau erau pleava școlii. Grupul s-a destrămat când două spiridușe au devenit creștine. Spiridușele nu fac așa ceva, le-au spus celelalte 5 lui Kelly și Elise. Nu ne pasionează Dumnezeu. Și așa a început un meci greu de 5 contra 2. În curtea școlii, celelalte 5 fete le dădeau afară din joc pe Kelly și pe Elise. În afara școlii, le întorceau spatele și plecau de lângă ele. Kelly și Elise nu știau cum puteau să câștige jocul acela. Citește Numeri, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 9. Cum au făcut față mulțimii Iosua și Caleb când poporul lui Dumnezeu a refuzat să intre în țara bună pe care Dumnezeu le-o făgăduise? Atunci când ceilalți caută să te forțeze să urmezi regulile, de obicei nu îți aruncă în brațe o minge de basket pe care să explodeze. Nu îți pun un pistol la tâmplă strigând la tine, copiază, renunță la oamenii ăia din viața ta, fii mai leneș, țipă la părinții tăi. Joacă jocuri ale minții. Te fac să crezi că lumea ta se va prăbuși în lipsa lor și ajung să aibă putere asupra ta pentru că tu le oferi. Nu te forțează să-i urmezi. Tu alegi să faci ce vor ei pentru că ajungi să crezi două minciuni. A face răul pentru a le fi pe plac este mai important decât a face binele pentru a-ți fi ție însuți pe plac. Și contează mai mult să-i faci fericiți pe ei decât pe Dumnezeu. Poporul Israel a spus că Dumnezeu era rău și că cei care îl urmau erau niște idioți. Se temeau că urmașii din țara făgăduită aveau să-i ucidă. Iosua și Caleb le-au răspuns cu adevărul. Dumnezeul atotputernic avea să le facă dreptate. Ei au refuzat să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, au refuzat să se teamă de mulțime. Pentru că Iosua și Caleb au avut curajul să fie diferiți, Dumnezeu i-a binecuvântat. Ei s-au dovedit a fi adevărați uriași. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Îți doresc o zi plină de pace.